Meciul de vineri dintre Astra Giurgiu și FC Vaslui încinge spiritele. Sute de giurgiuveni, mulți treziți de la 4 dimineața, s-au așezat la rând în fața ghișeelor de la stadionul municipal pentru a cumpăra bilete la meci. Organizatorii au anunțat inițial că biletele se pun în vânzare la ora 9, pentru ca mai apoi să spună că acestea vor ajunge la Giurgiu în jurul orelor 14. Acum ne-a anunțat de la Ploiești, acolo unde se tipăresc biletele, că n-au putut tipări azi noapte și că prin urmare le tipăresc în dimineața asta și după ora 2 din biletele. Aceasta este situația. Toate biletele care se tipăresc pentru Giurgiu, în jur de 2000 de bilete, vor fi puse în bilete la cele două case pe care dumneavoastră le aveți. Orice alte discuții aflați colaterale n-au legătură cu noi. Da? Prețurile s-au schimbat cumva? Prețurile nu s-au schimbat, sunt aceleași prețuri, adică tribuna 1, 15 acoperită, 10 cea descoperită și tribuna a doua 5 lei. Alte întrebări dacă doriți. Puține bilete. Vă rog să înțelegeți că stadionul are 3000 de locuri. Ăsta este la ora aceasta. Pentru primăvară va fi altceva. S-a demarat proiectul acela pentru tribuna cealaltă de acolo, de alte 3500 de locuri. Prin urmare, pentru Giurgiu, pentru dumneavoastră, pentru giurgiuven, și eu sunt giurgiuven, deci 2000 de locuri, atâtea avem la vânzare. Celelalte știți că această investiție nu este numai a Consiliului Local, este a cuiva, da? Și, prin urmare, dispune de numărul de bilete. Deci sunt suficiente. Suporterii giurgiuveni sunt extrem de nemulțumiți și cer conducerii clubului Astra o mai bună organizare. Să scoală lumea de la 7 să vină, să stea la coadă și să trebuie să ne anunțe că vin biletele la 2. Da. Lăsați că încet, încet o să joace domnul Nicolae pe stadion cu Mulțescu și cu Dinu Cuamu. Bine curată! Bine curată! Bine curată! Puneți afiș, băi, că sunteți oameni cu mintea sănătoasă! Așa se punea cândva afiș! Joacă Olimpia cu Dunărea! A fost la ora 7 de dimineață, am fost aici și nu a fost. Și ce-a luat ceaiul la cafea neagră? Atât au fost, de la ora 7. Stați până la 2, până... Bineînțeles, băi, dacă am... Stăm în continuare, dacă tot este. Poate să stea până la 11. Domnilor, om fi noi doi ești de spectacol, dar îi rugăm frumos să nu-și bată joc de noi. Deci să nu-și bată joc de noi, că așa ne îndepărtează de echipă și de stadion, să fie clar. Da. Mare elicopter, domnule. Au zis că biletele vin la ora 14, deci vorbi clar, la ora 2. Deci de la, după ora 14, ora 14 poate să fie ora 18. Deci noi rămânem în continuare. Dar cel puțin să le aduc. Pentru Giurgiu sunt disponibile la meciul dintre Astra și Vaslui circa 2000 de bilete, iar un suporter nu poate achiziționa mai mult de 5 bilete. Cu toate astea, speculanții nu pot fi evitați, ținând cont de faptul că la meciul trecut dintre Astra Giurgiu și Gaz Metal Media și un bilet pe Piața Neagră s-a vândut chiar și cu 100 de lei, valoarea reală fiind de 10 lei.